Scrutinul din 30 noiembrie este o oportunitate pentru generația tânără din orașul Ungheni de a se prezenta pentru prima dată în viață la urnele de votare. Este vorba de tinerii care au împlinit 18 ani și care duminica aceasta vor veni să pună ștampila votat în dreptul candidaților electorali pe care doresc să-i vadă în viitorul Parlament. Anul acesta merg pentru prima dată la vot și vreau să spun că votul meu chiar contează pentru viitorul țării mele, pentru că el va decide ce viitor îmi voi construi pe parcurs. Anul ăsta merg pentru prima dată la vot. Votul pentru mine este dreptul care mi este asigurat de stat și aș vrea să profit de el. Eu știu că votul meu contează, deoarece vot fiecărui cetățean al Republicii Moldova contează pentru viitorul atât al țării cât și a întregii populații. Pentru mine primul vot este o alegere perfectă pentru viitorul nostru. Vreau să spun că la moment sunt multe emoții pentru că vrem să facem o alegere ideală, să aibă țara noastră un viitor prosper și cât mai bun, pentru că de alegerea noastră depinde cum vom trăi noi. Totodată, tinerii din Ungheni care își vor exprima dreptul la vot pentru prima dată îi îndeamnă pe toți să le preia exemplul și să vină pe 30 noiembrie la secțiile de votare. Cu această ocazie invit toată lumea să iasă la vot, să nu permită altuia să ia votul sau să decide soarta lui. De noi contează spre unde va merge Republica Moldova, ce viitor vom avea și îndemn pe toți să meargă la vot. Vreau să îndemn oamenii să vină la vot pentru că fiecare vot contează. Pe 30 noiembrie, la cele aproximativ 2000 de secții de votare, sunt așteptați peste 2,5 milioane de alegători.